Noi data trecut când ne-am întâlnit cu mama, a întrebat-o pe dânsa dacă e de voie o surpriză. Zic că voi de mult vreți așa ceva și important că mama ca șeful știe cum o dat dobro. Da, hădem de neam. Sunt niște cărlănași care întreb pe unul luați acasă. Ia, da. Hai, intră-ți. A? Ce? Ruși, tu înțeles, mama a dat voie cu unul să o lasă acasă. La dânsul părui ca la om, știi? Adică nu rămâne prin casă, ca pe covoare, pe paturi. Care este care a intrat? Oricare? Asta e fata. Asta e fata. Și asta e fata. Opa. Băiet. Mama casa chisenau? Da. Mă dați. Cum să-l numiți? Până hai să-l numim Dante Ciofă. Măi, Dante Ciofă. Nu. Cărlanu, te duci la doi frați și o soră? Daniel, ce faci cu Dante? Stă-l acasă. Da? Mulțumim mult, eu bucuros vă cunosc și cum am spus, ușile mele tot timpul deschis. Mă ales că de-am suntem neamuri și prin Dante Ciofu, cum îi zici tu, Daniel. Numai să nu-i dați mâncare de pe masă, pâine, borș, numai mâncarea care eu mă și-ați vă dau. Cum îl cheam pe dânsul cu ta, Daniel? Nu mă cheamă Dante. Dar păi zici că Dante Ciofu, nu? Încă nu ne-am gândit că nu-i frumos numele. Nu-ți place? Poți să-l numești Valera. Poți să-l numești Valera. Nu-i fată. A Valera e bărbat, nu-i nume de bărbat, nu?